Asistentul medical încurajează și ocrotește. E gata mereu să îngrijească de bolnavi, de accidentați și de persoanele în vârstă. Zinaida Gantea și-a dedicat toată viața oamenilor din satul Ustea, celor care au avut nevoie de ea fie zi ori noapte. Ea spune că un bun asistent medical trebuie să fie bine instruit și să aibă o experiență bogată. În opinia ei, trebuie să poți simți durerea și zbuciumul sufletesc al pacientului și să dorești să-l ajuți. Născută în Movileni, Glodeni, Zinaida Gantea a decis să îmbrățișeze profesia de asistent medical, în pofida opoziției din partea părinților ei. După absolvirea școlii medicale, vine în satul Ustea și aici a prins rădăcini pentru tot restul vieții. Deci când pentru prima oară ați venit în satul Ustea? Am venit în anul 1974, de pe băncile școlii, după ce am terminat colegii de medicină, 8 aprilie. Da, cum ai decis, mata, că să te duci la medicină? Mi-a plăcut foarte mult. Fășim cu acu injecții. Mi-a plăcut strașnic să fac, să învăț la medicină. Da. Mi-a plăcut profesia de mic copilă. Te-au motivat părinții? Cine v-au spus? Ori pur și simplu atât? Pur și simplu mi-a plăcut așa mie. Și spune, unde te mai duci tu la învățat? Că ei toți au învățat și tu te duci. Mă duc, mă mic, mă duc la Bălți. Și m-am dus. Am dat examen, am reușit. Și pe urmă m-a trimis la servici la Ustea. Am venit la Ustea, un sat împrăștiet. O casă aici, o casă după deal. E o tinerică. Și mi-a plăcut așa de mult profesie, când auzăm la bolnav să mă duc, mă gândim, să mă descurc. Și m-am descurcat. În ce an ați venit Ustea? În 74 am venit Ustea. Da. Și era punct medical atunci? Era un punct medical, lucrau încă două surori medicale. Și ce servicii acordați în timpul acela? În timpul acela era moașă. Lucram din zori până noapte. Toate femeile gravide la evidență sfecere până la 12 săptămâni. Analizele foarte multe. Mă stăruiem să fac absolut totul să nu mă ocărasc la Consiliul Medicale. Și niciodată n-am avut un cuvânt de rău de la medicii din Glodeni. Toată vremea am fost lăudată. Diplome. Și m-am stăruit foarte mult. Dacă m-a chemat noaptea, nu erau telefoane, fugem de acasă până la școală să mă duc. Sun, să vii repede, că e femeie gravidă. Dacă nu, nici știam că este mașină. Rugam foarte mult să mă duc, mă ducem până în întâmpinarea, până la Limbieni, la Petrunia, în întâmpinarea Salvării. Câți ani ai lucrat, mata? Am lucrat la punctul medical 25 de ani. Și am ieșit la 40%, m-am dus pe urmă la Moscova. Să ne ajut olea copii. 25 de ani. Da, am lucrat, da. Și acum lucrez așa, care se adresează, vine cu indicații, mă cheamă. Fac o picurătoare, fac injecții, nu lăs bolnavul. M-a chemat cu o temperatură, mă uit. Dacă pot să-i fac acasă, dacă nu, mă consult cu medicii de la Glodeni, trimit. Nu pot lăsa bolnavul. Vreau să spun că nu lucrez. Nu pot, mă doare sufletul. Când vine omul, ce îi spuneți mai întâi de toate? Cum îl tratați? Când vine, îi spun, hulbițu, ce s-a întâmplat? Unde e durerea? Așezați-vă, culcați-vă, am ușa să vă ci. Și îl controlez și îi pun diagnoza și ia asemănătoare cu glodeniu. Dacă ceva nu e clar, trimit mai departe. Eu licurii nu dau pentru că sunt medici. Și ei aduc de la medic. Indicat. Da, primul ajutor al acord. De un caz gubernit un bolnav cu hipertonie. Nu-l lăs. Până nu-i acord ajutor, am stat. S-a dus bolnav acasă, eu am sunat și l-am întrebat. Spune-mi, te rog, cum te simțești. Și el îmi spune, sunt în legătură. Care cazuri de v-au rămas întipărite în memorie? Multe cazuri. Am fost la un bolnav cu boală ulceroasă, hemoragie strașnică, s-a stâns lumina,
am luat cu lumânarea și am făcut acordul ajutor și m-am dus cu dâns până în chirurgie. M-am suit la etaj și acolo tot nu era lumină. Atât am retrăit de bolnavul pasat Vasilii. Și bolnavul și azi, când mă vede, mulțumește din suflet. Datorită mie, el a scăpat atunci. Sunt femei tare multe cu hemoragii, uterine am avut. Le-am acordat ajutor. Cu insult am acordat ajutor, am pus întâi pe curătoarea, pe urmă am chemat salvarea. N-am trimis bolnavul să-l... Să aibă hemoragie craniană. Ce vă ajută cel mai mult în acest lucru? Ce vă ajută pe parcursul vieții cel mai mult? Dorința de a ajuta oamenii. Dorința, sufletul mă doare după bolnav. Ce e principal pentru un cadru medical, pentru o soră medical, pentru un medic în profesie, ca să fie bun în ceea ce face? Trebuie să ai dragostea față de profesie. Să-l ai la suflet când vine bolnavul. Din inimă să-i acorzi ajutor și să plânge alături de bolnav. Eu strașnic retrăiesc pentru bolnavi. Mă doare sufletul și inima. Dacă le luați așa de aproape de suflet, nu-i greu în viața de toate zilele? Nu-i greu. Eu mă răcoresc și mă gândesc că am făcut o bunătate din suflet. De ce oamenii aleg să vină la dumneavoastră și nu se duc imediat la medic? Nu știu de ce nu se duc. Eu nu am chemat pe nimeni. Dar ei toți vin cu o întrebare, cu o vorbă dulce, să mă întrebe, Zina Mihailovna, ce fac mai departe? Mă duc sau nu mă duc? Dușeți-vă la medic, dușeți-vă mai departe, eu vă acord ajutor dacă dușeți indicații. Și cu vorbe dulce. Da oamenilor ce sfaturile, da, care, ca să nu ajungă la medic. Să controleze la timp. Și oamenii și tensiunea arterială, toată lumea, și femeile să controleze sânul, că muia tare multe boli oncologice, să controleze la ginecolog, să nu lese. Că boala, fumatul, da, tot acționează spre organismul. Cât de importantă e ca în viață a fost pentru mata muncă, dacă îi pune așa să pe balanță? Ce a fost mai aproape? Mai aproape a fost muncă decât casa. Eu am lăsat și copiii, puneam să fac mâncare. Am lăsat și am plecat. Ni plăceri în casă, poți striga la mine, eu mă dușeam. Mă dușeam întâi să acord ajutor la bolnav și vinem acasă. Altruismul este esențial, însă nu e suficient pentru a fi un bun profesionist ca asistent medical. E necesar să fii bun și să ai multă răbdare. Trebuie să dorești mereu să înveți mai multe despre îngrijirea bolnavilor și despre medicină. Soțul, nu vă reproșa? Niciodată. Copiii? Copiii nu... Nu vă toată vremea spune, du-te, Zina, și acord ajutor. Tătă să fac, eu am să răstorn și mâncarea la copii îmi spun și tătă am să răstorn și mă ligă. E important că să vă ajute, da. Și de familie. Am avut un bărbat care niciodată nu a zis, nu te duci la bolnavi. Am lăsat tot și m-am dus. Am luat geanta și am plecat în lume. Să acord ajutor. Cum credeți pentru oameni? E suficient numai medicamentele, indicațiile medicale? Nu. Și vorba... Și vorba tare mult depinde de medic. Când stai de vorbă cu bolnavul, lecuiești vorbind. E alin durerea. De unde atâta răbdare pentru fiecare om ca să-l alin, să-l... Atâta mi-a dat unul Dumnezeu. Atâta răbdare am lăsat tot și am ascultat bolnavul. Ce vă fac copiii? Hai să vorbim despre copiii. Copiii, unul lucrează la penitenciar numărul 13 din Chișinău, a terminat Academia de Poliție, unul a terminat Institutul Agricol. Unul, la doilea, doi băieți. Aveți. Vă bucurați de ei, aveți nepoței? Avem. Patru nepoței. Fiete patru băieței. Patru băieței. Numai băieți. Numai băieți avem. Copiii sunt cuminți, mă ascultă, harniși. De ce v-ați întoarce înapoi în profesie, să activați la punctul medical, să vă angajați? M-aș întoarce, dar sănătatea nu-mi permite. Sunt operată.
Nu mai puteți munți. Nu pot să alerg cum am alergat. E tare împrăștiet satul Usteș, nu pot. Nu, n-am puteri. Dar care sunt problemele în medicină, Ieca, acum? Care sunt problemele pe care le întâmplă oamenii, cum credeți? Probleme în medicină. N-au sarmanii poliță. Trebuie să plătească dacă ajung la operație. N-au bani. N-au bani, sărmani. N-au bani, văd. Ii dacă să ajung la medic, în jumătate iau licuirea. N-au bani. Nu eu pe 10 zile, dar eu numai pe 5. Și asta e o problemă. Asta e tot o problemă, care la bolnav numai procesul nici nu l-am terminat, știți, s-a stopat. Și nu s-a licuit bolnavă deloc. Nu-s bani, mai să-i tineri, sărmani, eu de la pensionieri, au mamă, tată, care au, dar care n-au. La vârsta pe care ai împlinit-o, dumneata, ce e important pentru un om în viață, cum crezi? Pentru om în viață, la vârsta asta, sănătate. Altceva nică nu trebuie. Ești sănătos, nimeni nu te știe. Dacă te-ai îmbolnăvit, trebuie să deschizi o mulțime uși. Să te pornești să cauți sănătatea. Și ai mai scump e sănătatea. Dacă ați fi un om fericit, împlinit, știți cum, tot ajungi la o vârstă anumită când omul începe să calculeze. Când viața e bine să fie așa, ori așa, ori invers. Ce anume contează ca omul să fie fericit? I-am spus, vă duceți la medicină să învățați și să fiți demn de profesie, să vă placă, când a venit bolnavul, să lăsați absolut tot să-i acordați ajutor. Că bolnavul nu a venit în casă să vadă și fășeți voi cum trăiți, dar să-i acordați ajutor, să nu lăsați unde n-ați fi. În autobuz, pe drum, în clădiri, la o nuntă, să acordați prim ajutor dacă ați văzut că un bolnav merită prim ajutor. Nu spuneți că voi n-aveți. Să acord ajutor și fără medicamente, și fără medicamente. Un masaj indirect a inimii, o respirație artificială. Da, pe o căldură mare, chiar și la un mort. Nu când leașăn. Leașăn este nu nic strașnic, dar trebuie să acorzi ajutor care trebuie. Nu taman cu medicamente. Să vă strâng pe toți grămadă, să vă așez la masă, să pregătesc bine și gustos. La copii îmi place să le pregătesc plăcinte, rășituri gustoasă și le place. Dar sunt mâncările nelipsite la sărbători, da? Mâncările nelipsite la sărbători. Când vă vin copiii acasă? Copiii vin la toate sărbătorile. La toate sărbătorile. N-au trecut o sărbătoare să nu fie copiii cu noi la masă. Le simțeți lipsa? Le simțesc. Mă doare. Dacă văd că ceva nu a venit, m-am suit și am plecat. La Chișinău. Mă duc. Să-i văd. Care sunt relațiile cu nororile? Relațiile cu nororile sunt foarte bune. Eu sunt o soacră, parcă-mi pare, nu o să răd deloc. Absolut niciodată nu m-am sfădit cu dânsele. Sunt gospodini, sunt harnici și mă bucur că atât de băiet și cum să nu le aproche ca pe băieții ei. Ca pe fete, da? Ca pe fete. Fete n-ați avut? N-am avut fete, doi băieți în viață. Care au fost cele mai mari greutăți prin care ați trecut? Hai să zicem. Am avut când năștea acasă femeile. Retrăiem. Am avut o greutate, o gravidă cu eclamsie. Nu mai uit niciodată. M-a chemat bolnav, m-a chemat tata fetei. Acasă m-am dus. Când m-am uitat, e pierdut cunoștința. Mama strașnică o bătea peste față. Eu am zis, și fășeți voi. M-am dus, dar bărbatul era invalid în călească. E din 77, avea 17 ani și ori atunci. Am luat o mașină. Am suit-o, i-am făcut întâi primul ajutor, m-am tensiunea era 220, până i-am scăzut-o la 180. M-am dus la punctul medical, am deschis punctul medical, din și-a trăgem injecții, din și-a sunam la medicul de familie, era Răduță, am chemat și am chemat, eu atunci lucram în șefa punctului medical, am chemat acușărca, așa. Au venit, am făcut absolut tot și trebuie,
Și eu am sunat la brigadă de la Glodin să vii să facem operație chesareu aici, că femeie eclampsie, eclampsie e un toxicoz foarte strașnic, că femeia poate să moară. Au venit brigada, toți, să apuce să fac operații. Și-au controlat gravida, eu i-am micșorat tensiunea până la 140. I-am făcut absolut tot. Și femeia a luat-o la spital la Glodin, a făcut cezariană, a căzut în comă. Și a căzut în comă timp de 8 zile. La 8-a zi, femeia a înjis din morți. Și Glodeniu, la seminar, m-a ridicat în picioare și a spus că am acordat foarte, foarte bine ajutor medical. Aici este caz foarte strașnic, mi s-a întipărit. Ce trebuie să fac oamenii iată, când, știți cum, când un om se bolnăvește și îi pare că gata, s-a terminat, nu mai are speranță? Numai cu cuvânt poți însănătoșești bolnavă. Un cuvânt la vreme. Bolnavul i-a trecut și durerea și boala. Dar e scumpă sănătatea pentru toți. Și cu un cuvânt bun îmblânzești și bolnavul. De-a lungul anilor a avut însă de înfruntat mari greutăți, când în localitate nu era telefon și trebuia în toiul nopții să meargă pe jos până la școală ca să facă un apel la serviciul de urgență, când nu aveau lumină în oficiul de sănătate și nu primeau salariile cu anii. Cu toate acestea, ea a continuat să ajute oamenii și asta deoarece a fost mereu susținută de familie. Soțul ei a susținut-o mereu, a învățat de nevoie să facă toată munca în gospodărie. El conservează, gătește, așteaptă și oaspeții de sărbători, pentru că ea este la bolnavi. Lucram la Tabac Prom, era așa organizație. Și de aici mai așteptam o mașină de ocazie, că sunt niciodată limbești. Văd că vine o domnișoară din deal, dincolo. Și stai să vedem cine, că eram cu un prieten. M-am dus să văd că m-a durea masaua, așa, într-a de med punct, de-mi rog. Mi-a spus cum mă cheam, tot frumușel. Mi-a trecut bă, câteva zile, am avut ocazie de pleca la o nuntă. Să ne-am dus și ne-am făcut cunoștință. Merge treaba. Și-o chicat tronc la inimă. Cum? Nu mult și... În mai ne-am cunoscut, dar mi-a dus-o iunie, iulie, august și în septembrie. Mers la... Ți-a făcut nou? Subiect sătesc, nu. L-am scris întâi. Nu, dar au fost în noiembrie, mai târziu. Cum a fost în familie să ai o soție care veșnică pe drumuri? E ca tămagă, vezi, când uitați bărbați, știi, pot așa, dar eu i-am spus că eu depinde de tine cum te-ai comportat. Și a sculat și noaptea, și la două, și la trei, și după vine oameni, mi-a chemat, bușești pe bine înapoi, tot cu dâns. Chemare. Și la dânsă cel mai greu a fost că la noi erau telefoane. Uh-huh. Erau telefon în școală, școala în cuiet și era telefon la brigada de tractoare, de aici cum am ajuns la sadlu. Și n-avea de unde suna la scoră. Am zis, slava Domnului, sunt telefoane. Dar atunci era o problemă. Da, și mie mai e problemă. Nu puteai, cum să chinii scoră, dacă n-avea de unde, pși. După a sculat pistolul și la Gheghe Vasile Catrine, a sculat de la omul de acasă și vineri de scuie școala și... Asta trece timp, trebuie să duc până încolo, da, trebuie... Cum? Altfel. Ca să deschidă școala, se poate suna. Da. După ce vine bolnav, dacă trebuie chemat scoria, se duce la, la dânsul acasă, de scuie școala și poftim, urghești, bine. Nu i-ați reproșat niciodată că... Nu, niciodată în gând așa. Ați ținut-o. Da, eu tot bine, dar cum? De-aia când am mai prins și noi, cum se zice, moldovan, la unghie, am cumpărat motocicletă, gata, mai masculam și eu, zăvodeam și așa. Dacă era timpul... Mai bun. De mers. Nu ploua, că pe motocicletă pe ploaie nu chiar de parte de mine. Și la noi sunt chetruite toate drumurile în sat, glode până la genunchi. Și mă duceam și vă ajutam. Ziceam și vedem și ieși, înapoi acasă.
Dacă în copii erau mici, cum vă descurcați? Vedeți că aici copiii, că noi ne-am căsătorit, suntem Băleric, cel mai mare băiat, din octombrie, din 75, el anul ăsta are 40 de ani. Trăie mama mie. Și mama își de cu băietul și el pleca la, la lucru. Și mama, băiatul avea 8 luni și muri mama. Și de-am n-am avut încontrat, am dus băiatul la soacra. Mama soacră. Și l-am adus de 5 ani. Nu a fost ușor. Și aici l-am mai mit el care a doilea de-am... Aici să de-am și de coșii. Aici mai mare și de cu dânsul. Și am avut niște mergeri și ăștia, Dumnezeu să ierte, să decedate. Niște băbuți catau de băiat. Îl lăsa cu dânsul. Și-a crescut și ăsta. Dacă ar fi să caracterizați, iată, pe doamna din Aida, cum ați caracterizat-o? Nu știu caracterizați. Dacă avem 41 de ani de când trăim împreună, și mai caracterizăm. Înseamnă că ne înțelegem unul pe altul, deci mai de cuvânt. Dă Doamne și la alții. Cum? Tată bine, am avut grijă de, și de mine, și de copii, și de toate cele. Treburile casă le-am făcut la timp. Da, mă rog, dacă nu dovedești, ea mă aduc, plecam eu să fac. Că m-am învățat să faci mâncare, dacă vine și o chema și bor și cerbea, îi turnam eu bordem. Dacă erau cartofi, certe. Copiii au doar vorbe frumoase în adresa mamei. Mama a lăsat munca și a mers peste hotare doar pentru ca să-i poată ajuta și așeza pe la casele lor. Ce ați învățat frumos de la mama? De la mama am învățat mai multe. Am învățat să fim destoinici, să fim harnici, să avem responsabilitate, cum ea, ca medic, tot timpul a avut, a fost responsabil, a fost. Și este, și în ziua de azi, cu mine, da. Să nu furăm, să nu... Să ne facem treburile normal, ca fiecare. Și misiunile care ne sunt credințați, respectăm până la capăt. Asta. Prin ce s-a impus mama în fața fiului, ca femeie, ca om? Ca un exemplu. Ca un exemplu. Pleca, e lua geanta la două, la trei din noapte, la patru, pleca, după, cum era serviciu ei, pleca, putea să, ori să tuni, ori să ningă, ori să fulgeri, ori să fie gheață, ori nu avea întrebare, nu erau probleme, așa, niciodată nu a fost, ori să spunem, mama nu e acasă, și așa a fost. Dar n-ați simțit, niciodată nu v-ați gândit că e ca mama poate prea mult atenție le acordă bolnavilor și mai puțin la nou? Nu, noi ne-am știam, am înțeles de multe ori, fiind am crescând mai mare, ne-am deprins, am înțeles care e situația. Suiam, avem mașina, nu mai suiam și mai ajutam câteodată, mergem cu mașina. Au fost cazuri diferite, dar am mers înainte, tot, niciodată. Nu mai certa, numai că fiecare mamă ne dădea, fășeam tot. Era mai mare, da, rămâneam cu fratele mai mic, cât aveam noi 6, eu aveam 6, el un an, atunci așa era serviciu. Noi rămâneam și aveam noroc de obicei, mai venea și ne mai controla, noi ca copii puteți să facem. De unul de 6, da, unul de un an, rămas și în casă. Da, ne-am scurcat, da. Ați crescut mare. Trecut prin asta, da. Ați făcut vreo nebunii mari așa ca să... Am făcut, nu numai una, ca toți, nu numai una. Fost. Și mama cum reacționa când făceți strângării? Ne mai chișca, e ca fiecare mamă, da. Ne spărea o vecină aici, ne venea cu vargă de vișină și ne spunea că mama a spus, dacă n-am să fim comenți, noi spuneam că nu, vargă, doar la soleș acasă, să vii la noi cu bine, la noi cu rău, nu. Fără vargă. Fără vargă, da, de e tot timpul cu vargă de vișină. S-a trecut din viață, Dumnezeu să ierte. Așa a fost. Adică ați știut o leacă de frică. Da. Dar cum credeți că de ce oamenii vin anume la doamna, la mama noastră, dar nu se duce la... Eu s-o cot că nu degeaba, înseamnă că misiunea o face 100%, cum spune. Cât e posibil, cât nu, mai sfătă, am înțeles că se mai consultă
că nu faci chiar de multe ori din consultă cu medici mai superiori, trimite, ajută, mai răzău de azi, știți cum, persoana stă mult în spital, tot cu asta, mai faci, și e posibil să poate făcut aici, faci aici, nu? Ne gândeam ca să iasă la pensie, și să se liniștească, să fie mai mult acasă. Nu e posibil, nici nu e corect, mă ating. Tot timpul e solicitat. Da, se duce, vine, clar. O solicită oamenii? Da, solicită. Din ce cauză credeți că o solicită oamenii? Înseamnă că are merit oricare. Meritul e de a ajuta omul. Cum a dat, cum spun, jurământul este o Hipocrat, îl respect. Ar da de Domnul să respecte toți medicii, așa cum respectă mama. Cum a fost să ai o mamă care aleargă mereu pe la bolnavi? De când eram mici, tot timpul mama era solicitată. Peste tot, chiar când aveam un eveniment, chiar și aseară, că am stat, chiar suntem la masă, discutam. Dacă și astăzi, zic, lumea apelează și vine și iarăși careva manopere, careva solicitări, înseamnă că mama la noi încă, la așa o vârstă frumoasă, încă e capabilă de a acorda ajutor și mai departe se dedică numai profesie, chiar dacă de acum iese la pensie. Cum e? Ce fel de om este mama? Păi un om cu inimă mare, ca să poți să îmbrățișa așa o profesie, foarte mult studiază și așa mai departe, dar trebuie să te regăsești în profesia dată. Dacă nu te regăsești, parcursul întregii vieți, eu, de exemplu, tot am pășit pe urmele mamei, am făcut și eu studii medicale, dar așa s-a schimbat viața, că a renunțat la profesia dată. De atât mai repet o dată, că numai dedicația, numai să te regăsești în profesia dată. Dacă poți, răbdare, în primul rând, să ai familia, în primul rând, ca să-ți urmeze mai departe pașii care îi faci, pentru că chiar și tata, chiar și noi, permanent, când a fost nevoie de careva ajutor din partea noastră, adică știem că profesia mamei e primul loc, chiar și acasă, tot timpul, noaptea, ziua și mai departe, totdeauna dădem o mână de ajutor. Trebuie de dus noaptea undeva, trebuie de adus. Adică la capitolul dat nu erau niciodată probleme. Și se ocupă ea, pentru noi era, pot să spunem așa, sfânt. Că nu se discută, că dormim, că nu avem timp și așa mai departe. Trebuie de dus. Permanent așa a fost. Ce lucruri frumoase ai învățat de la mama? Toate, cred că toate lucrurile frumoase care și mi s-au întâmplat. O persoană care foarte repede cunoaște numai pe vorbă problemele, chiar și telefonic, deodată nu vrei să-i spui, nu vrei să-i strici dispoziția sau să scârbiești, deodată ea înțelege ce s-a întâmplat, cum. Fost și mai momente mai haioase, așa, pe parcursul și copilăriei și chiar ne aducem aminte, chiar stăteam cu rudele și ne aducem aminte undeva prin 87, mi se pare, cam așa. Eram copil deja, 5-6 ani de zile. Mai făceam noi niște trăsnei, așa, cu fratele și în fața casă, dacă ați văzut, este așa un loc de băltoacă. Și eram ocărât acolo și mama mai spunea acolo ceva și eu am fugit în băltoacă, de la mijlocul băltoacă și nu vreau să ies. Și ieși de pe mașină și m-a chemat, ieși în procesul de educare, cum s-ar spune mergea. Și în timp și alătă că acum a fost cu tremur. Dar mă, cu tremur a fost în ziua. Poate țineți minte așa, undeva prin anii 80. Apoi așa, cum era încălțat, a intrat în mijlocul băltoacă și m-a cuprins. Și de amă asta cred că spune tot. Și atitudine și pot spune despre mama. Cred că e cel mai sfânt lucru care există pentru fiecare om și cred că și pentru noi tot. Fiind atât de ocupată cu lucrul, nu v-o lipsi de dragoste, de... Cred că și nici noi n-am fost oculiți de problema cu migrația aceasta temporară la lucru, la Moscova. Uh-huh. Am trecut și noi prin momentele date și a fost situația, dar tata s-a stăruit așa să ne mențină alături și de acum avem sunete parvineu tot timpul și cum se întâmplă, tot în regulă. Eu a fost influențată de momentele astea. Au renunțat puțin la profesia ei, dar totuși lumea sat, nici că de cum nu uită, adică știe că este Zinaida Mihalna, cum îi spune tot sot, vine înapoi și permanent, cum vine de la Moscova, practic din a doua zi, se începeau aceste vizite ca la policlinic, cum se spune, în oraș. De ce credeți că oamenii vin
se adresează după ajutor? Pentru că eu s-o cot că și tratamentele care le indica și pe urmă le administra, cred că aveau efect. De acum, știți, în sat îți cunosc toți cunosc. Și mărinimie aceasta, cred că și bunăvoință și responsabilitate, în primul rând. Dacă te-ai apucat de așa un lucru, nu, trebuie să-l duci până la capăt și trebuie să îndrumi omul și ăla, într-adevăr. Și fel de consultații, unii mai bine să te duci. Și de multe ori, împreună cu pacienții, cu rutiera, cu autobusul, pleca la Chișinău, până la ultimul medic, ultimul birou medical, pentru a efectua careva investigație, dacă nu era clar careva moment. Dar cea mai mare recunoștință o au oamenii din sat. Ce fel de om este doamna din Aita? Ce îți spune Iată despre ea? O cunosc pe doamna Zina Gantea din anul 79, când am absolvit Institutul Agrar și am venit în satul natal de lucru. Am avut ocazia să o cunosc dintr-un punct de vedere numai pozitiv. Am avut ocazia pe parcursul mai multor ani, fiind și președintele Sovietului Sătesc, încă limbieni vechi, care lucram împreună cu limbieni și cu Ustea. Dumnezeu era, cum pe atunci, deputat sau consilier, nu era consilier. Era membru executivului, adică unul din 7 persoane care pe amândouă sate primeam hotărârile care trebuiau, participa activ în munca obștească și așa mai departe. Nemai vorbind de latura... Da, și o perioadă și în Consiliul Raional. Nemai vorbind de activitatea pur profesională, am în vedere din punct de vedere a medicinei. Au fost mulți ani de zile, nu mai țin minte câți, a fost, cum spune, ca șef. Dar astăzi eu n-aș vrea să vorbesc despre șefie, aș vrea să vorbesc despre oamenii. După câte știu eu și după câte posed informația a tuturor locuitorilor din satul ăsta, nu a existat așa un caz care cu cât de puțină, zicem, durere omul s-a adresat, că dumneavoastră se refuză pe cineva. Socot cea mai bună calitate a dumneavoastră în viața asta, menie, adică săritul în ajutor, atunci când omul are nevoie. Pentru că noi toți suntem muritori, toți avem greșeli, toți avem unele fapte pozitive, unele negative, dar cred că dumneavoastră o uita de toate cele în momentele cele, chiar dacă și ceva negativ, și-a acordat ajutorul care trebuie să-l acordeze medicul. Adică, din punctul de vedere a jurământului lui Hipocrate, eu socot că dumneavoastră și-l-a îndeplinit cu cinste. Da, я знаю ее 30 полных лет, 30 лет и 30 лет и 6 месяцев уже я знаю эту женщину. Русская девочка 30 лет тому назад попала в молдавскую деревню, то есть она вышла сюда замуж, которая еще не знала обычаев и не знала, что такое нанаши. Ей сказали, что нанаши — это вторые родители. Сегодня мы подошли к такому красивому возрасту моей нанашей Зинаиды, ей 60 лет, возраст, который достоин чести и уважения именно этому человеку, потому что действительно эта женщина стала мне второй мамой. Мамой, которая научила и адаптировала меня, учила меня адаптироваться, скажем так, в молдавском обществе. Она меня учила обычаям, она меня учила тому поведению, которому, может быть, меня не научила мама. Она меня учила, скажем так, в русской семье, у меня и мама, и папа русские. И я очень чувствовала нехватку и недостаток. Я впитывала все, чему учила меня эта женщина, как губка. Учила очень многому. И сейчас я горжусь тому, что эта женщина была моей и есть моей нанашей. Я очень часто, находясь среди людей, цитирую ее слова до сих пор. Начала цитировать ее еще в молодости и до сих пор цитирую ее слова. Я узнала, что такое кунуния через нее, я узнала, что такое батез через нее, да, куматри и все молдавские обычаи. Я стараюсь
Я стараюсь подражать и копировать ее, но самое главное, чему она меня научила, и что я с гордостью признаю, это умение общаться с людьми. Как разговаривает и ведет себя Маяна наша с людьми, мало кто ведет себя с людьми так, как она. Она очень любит людей. И, наверное, вот эта любовь и умение говорить с людьми, она этому научила и меня тоже. Я горжусь этим, что у меня... Мне Бог дал такую на нашу. Что самое ценное вот у вас, в вашей нанашке? У нее очень большое сердце, очень большое. У нее очень много любви к людям, и причем независимо от возраста, вероисповедания, половой принадлежности, родственных отношений, она любит людей. Это много значит, когда человек любит себе подобного, не выбирая, он родственник, он чужой человек, он близкий ей. Мне кажется, за это Бог ей возвращает. Возвращает здоровьем, силой, для того, чтобы она еще могла общаться с людьми, дарить эту любовь, свою душу и большое, огромнейшее сердце. Такое сердце, как у этой женщины, я не знаю, много ли людей с таким сердцем. Самое главное, умение, вот она правильно сказала, да, что очень важно слово. Ведь словом можно не только вылечить, словом можно и убить, да. Если сказать что-то жесткое, агрессивное, да, вызывая у человека реакцию ответную. Эта женщина с любым человеком разговаривает, то есть с агрессивным, со злым, с добрым, с больным человеком. Она находит каждому человеку свой подход и свой ключик, какое-то особенное слово. Рядом с ней человек, находящийся с ней человек, мне кажется, он меняется, он становится красивее, лучше, а самое главное, благороднее. Она находит такое слово, чтобы... Вот человеку хотелось быть лучше, чем он даже может быть есть. Există persoane care ne vorbesc și pe care nici măcar nu le ascultăm. Persoane care ne rănesc și nici măcar nu lasă cicatrice. Dar există persoane care pur și simplu apar în viața noastră și ne marchează pentru totdeauna. Așa i-a marcat pe oamenii din sat Zinaida Gandea, cea care le-a fost mereu alături la orice durere, la orice suferință. Cea care prin puterea cuvântului a încercat să treacă peste toate greutățile alături de oamenii satului său.